Horizon sau Deepwater Horizon, eroii din largul mării, cum au adăugat foarte bine românii noștri, este regizat de Peter Berg, care a făcut Lone Survivor, Battleship, Hancock, dar și altele, și poate le știți și ca actor. În rolurile principale îi avem pe Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich și Kate Hudson, care este fiica lui Goldie Hawn și îl consideră pe Kurt Russell un fel de tată, pentru că el a crescut-o. Da, știu, numele filmului sună pompos și exagerat, poate nu prea atrăgător, dar Deepwater Horizon a fost denumirea unei platforme de foraj din Golful Mexic, care a explodat în 2010 și a reprezentat cea mai mare scurgere de versare de petrol din istoria Americii și un adevărat dezastru ecologic în care și-au pierdut viața foarte mulți angajați, din păcate. Iar filmul spune această poveste în detaliu, dar fără să fie deloc plictisitor, ba chiar explică într-un mod care nu este nici mură în gură și după aia, yay, hai să vedem explozii! Nici prea complicat în termeni pe care nu am putea să-i înțelegem dacă nu lucrăm în domeniu. Sunt explicați și arătați toți pașii, toate problemele, tot ce n-a mers bine în acea zi ghinionistă, care au creat ca o reacție în lanț care a dus la acel dezastru, într-un mod foarte realist, ca și cum ai urmări un documentar. Ba chiar nu, ca și cum ai fost acolo și ai văzut cumva tot ce s-a întâmplat. Tensiunea se simte cum crește încă de la începutul filmului, când îți arată cu o cutie de cola, parcă și un pai, cam cum ar arăta la o scară mică dezastrul ce s-a întâmplat, și nu se oprește până la sfârșitul filmului. Și nu mă refer doar la scenele de acțiune, să le zicem așa, care sunt realizate super și îți pasă de oamenii aia, nu numai pentru că știi că este bazat pe caz real, ci pentru că filmul a construit personajele respective pe parcurs și ai ajuns să le cunoști destul de bine. Mă refer și la scenele cu dialog, datorită performanțelor acestor actori, mai ales Kurt Russell și John Malkovich, scenele cu ei doi fiind cele mai bune, cele mai interesante, și datorită scenariului, care nu se grăbește să ajungă prea devreme la dezastru, tensiunea și suspansul cresc, cum am zis, pe tot parcursul și eu, cel puțin, nu m-am plictisit deloc, nici n-am realizat când au trecut aproape 2 ore. Vreau să adaug că, deși filmul în a doua jumătate este destul de violent, nu mi s-a părut că au introdus scene doar pentru shock value, doar pentru a șoca prin, nu știu, prea mult detaliu unde nu e cazul, ca să iasă din tipare în vreun fel. Este o poveste simplă, liniară, să zicem așa, dar pus suflet în redarea acesteia sub formă de film, care m-a luat prin surprindere. Are nota 7,5 pe IMDb deocamdată, a avut premiera la noi ieri în cinematografie și îl recomand dacă vreți să vă duceți la un film în weekend, mai bine decât la Nerve sau la Cei 7 Magnifici, pentru care am făcut recenzii, le găsiți mai jos pe pagină. Asta după gustul meu, oricum, depinde și de ce gen aveți chef acum. Notele pe care le dau sunt oricum pentru ce a reușit un film să fie din ce și-a propus. Așa că nota mea pentru Deepwater Horizon este -9. Din nou zic, nu este fun, este mai mult spre documentar, ca să vă faceți o idee. Vizionare plăcută, enjoy the bloopers. În rolurile principale, Deep White. Ba chiar explică într-un mod în care mi am pornit camera? Da. Așadar, care... Au, dore cap. Este o...